Importurile de grâu, porumb, rapiță, semințe și ulei de floarea soarelui vor fi interzise temporar în cele 5 țări est-europene afectate de cerealele ieftine din Ucraina. These 5 products is more than 90% of import from Ukraine. These measures can be used for the only for the 5th of June. Fermierii români afectați de prețurile de dumping ale cerealelor din Ucraina așteaptă și despăgubiri de la Comisia Europeană, nu doar interzicerea importurilor. Ar trebui ca aceste produse să doar să tranziteze România și nu să fie importate și procesate aici, pentru că fermierii români mai au destule cereale pe stoc și, din câte știu, mai sunt fermieri cu depozitele pline cu rapiță, cu floarea soarelui. Europa Liberă, care citează surse din cadrul Comisiei Europene, anunță că România ar urma să primească despăgubiri de aproape 30 de milioane de euro de la Uniunea Europeană, din bugetul total de 100 de milioane de euro alocat acestei probleme. Polonia, o țară mult mai mare ca România, ar putea primi puțin peste 39 de milioane de euro, Ungaria aproape 16 milioane, Bulgaria aproape 10 milioane de euro și Slovacia peste 5 milioane de euro. În momentul în care apare suma respectivă, noi suntem pregătiți cu actul normativ pentru a duce spre fermieri, pentru stocurile de floarea soarelui, pentru stocurile de porumb și pentru stocurile de rapiță. Comisia Europeană a impus țărilor est-europene o decizie comună privind interzicerea importurilor de produse agroalimentare din Ucraina. Asta înseamnă că trebuie să renunțe la interdicțiile impuse unilateral. Cu toate acestea, Polonia a anunțat că ar putea opri importurile unilateral până la finalul anului.